Scuze, scuse. Nu să Ana, ce faci? Doamne! Ulu, ce e în spatele meu? Hei, dragilor, vă pup, ce faceți voi? Sănătoși, veioși, încă o zi de luni, încă un vlog. Acum sunt la Te Cunosc de Undeva, filmăm o ediție specială pentru 1 decembrie. Fii amabil, fii amabil, nu-mi capăt. Scuze, scuze. Ana, ce faci? Te iubesc, iartă-mă, te rog. Totul v-a încercat, da? Da. Mulțumesc. La masajul mi se întâmplă tot felul de lucruri interesante. Ne arată. It's a happening. It's a happening. Ce faci, Temi? Eu? Rating, ce să facă? Da. Uite, vie, filmează-mă și pe mine când mă coafează fata asta frumoasă și talentată, uite, vei? Doamne, ce minunată sunt! Suntem în pauza de masă, așa facem noi în pauza de masă, da. Ne ciupulim, ne aranjăm și după aceea o să filmăm. Nu pot să vă arăt imagini de la filmare pentru că se va difuza pe 1 decembrie și nu am voie. Și după ce termin filmarea astăzi o să merg la premiile L, așa că stați cu mine să vedeți ce o să se întâmple în continuare. Hei, dragii mei! Style Awards, este al doilea an în care particip și stați cu mine să vedem ce se întâmplă la urmă. Aceasta este frumoasă, nu? De la Ombra Design și stilizată de stilista mea, Emma. Hai nou, hai să vedem cine e aici. Cred că sunt foarte mulți. Sute de oameni, zeci de oameni, înghesioală maximă. Hai să vedem. Este primul eveniment, primul sau al doilea? Primul sau al doilea eveniment la care vin cu bebe în butică. Dar este primul cu bebe mai mare în burtică. Nu, adică 22 de săptămâni. Și deja bebe se vede, adică toată lumea vede ca un bebe, evident. Așa că l-am adus pe bebe la un eveniment fashion. Cam greu așa să stai pe tocuri două ore. Acum plecăm acasă
Și mâine, la nouă zi, vă pupăm! Mua! În drum spre mașina noastră. În drum spre mașina. Stai să aprindem lumină. Hai, bine, am luat Andreea. Te rog să nu-mi folosești... Ai fost foarte sexy astăzi. Da, mulțumesc că ești foarte drăguță. Stai așa că poate eu pe partea altă. Așa, după rondul ăsta, așa. Aici ai tu mașina? Da, ne lași și pe noi. Mai Andreea, vezi dacă n-ai avut pile și relații ca mine. Exact. Tu unde ai parcat? Prima în față. Mă, a avut relația, a venit prima. Așa, de aia. Eu am venit mai târziu. Zi-mi unde. Așa, uite Range-ul ăla mai vezi. Aici, gata. Ți-ai luat mașină. N-am luat și o mașină șmecherișul, adică numai tu, ce, numai tu. Am înțeles. Numai tu. Băi, mă bucur. Ecran aici, ia uite. Tot așa să fie, să te șmecherești, să fie din ce în ce mai bine și mai mare decât asta. Trei să-ți iei. Trei să-mi iau. Da. Te pup și te iubesc și mulțumesc. Și eu. Hei, dragii mei. O nouă zi, o nouă filmare Te cunosc de undeva. Și m-am culcat aseară foarte târziu, că am ajuns târziu acasă la petrecerea El. Eluța mi-a dat trezirea pe la 6:30, așa. Și deci am dormit câteva ore. Sunt destul de obosită, dar nu contează, avem machiaj bun, nu se vede. Da, ne facem treaba aici la Te cunosc. M-am simțit bine aseară la petrecerea El, dar nu mi-a plăcut faptul că era coadă la panou. Poate data viitoare să pună două panouri, mai ales dacă vin atât și atâta lume. Și n-am stat la coadă, bineînțeles, m-am folosit de faptul că sunt graviduță și am țipat graviduții la întâietate și tot la da, cum se anunță. Deci mă simt foarte bine în această postură de gravidă, pentru că de multe ori ești privilegiată. Nu-i așa, dragi mămici? Aș vrea să-mi scrieți în comentarii cum sunteți voi privilegiate în tot felul de situații interesante. O să ajung acasă și abia aștept să o văd pe Eluța, pentru că azi noaptea am văzut-o doar în pătuți, i-am dat un pic așa și azi dimineață am plecat repede, n-am tot așa am pupat-o în somn și când se zbenguia pentru neric în pat și apoi am plecat repede la emisiune, dar diseară o să o văd, o să văd și abia aștept să mă joc. Pa! Pa, iubire! Pa! Bine, nu puteți să văd. Wow! Ai pentru tine? Ziua de este Cosmin! Cosmin, un fan drag mie. Ce mi-ai adus aici? Cadouri, să vezi. Să aici o scrisoare acolo. Ia-ți un cățel! Îl dau ele! Sigur, dau ele. Sigur ți-i confiște! Sigur ți-i confiscă! Ia uite cu gravată! Sigur ți-i Și la scrisoare. Ai scrisoare. Ce frumos! Așa, asta era cadou de 23 iulie. Exact. Și mi-l dă în noiembrie. Că abia acum am reușit să ne vedem. Și ce flori frumoase! La mulți ani! Păi ești trebuie că ai trimis-o doar unică. Da! Chiar aici, da? A potrivit! Da! Cadouă chiar acum la aflarea veștii. Și aici am un tablou? E surpriză! Mulțumesc, suflet! Și eu mă bucur că te-am văzut! Scrisoarea! Mulțumesc din suflet! Cu mesaj! Și cu mesaj! Mulțumesc! Mulțumesc! De câți ani mă susții? De 98, când aveam 6 ani. Și acum câți ani ai? 25. Așa, da, să ai fani, da, să te susții. Da. Indiferent de... ca o piesă are succes, alta n-are, știi? Prima oară te-am auzit la radio, nici nu... Nu știe. Nu știa cum arăt, nu știam. După aia te-am auzit la TVR1 sau TVR2. Wow! Te-am auzit la primul concert. A, dinainte de Andrei. Da, dinainte de Andrei. Wow, da. Ce tare! Hai să desfacem, să vedem ce am primit de la acest fan. Wow! Ia să vedem! Cine e aici? Tati! Și cine? Mami! Și aici? Cine? Cine e aici? Bobau? Și aici tu ești aici, uite, Ela! Zici cine e aici? Uite aici, uite cine e aici? Jack! 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 Ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! Și mai departe, al doilea refer. De Crăciun, fii mai bun! De Crăciun fi mai bun. Și acum am iei brațul ăsta. Piesa, da. Uai! Piesa, punem piesa imediat. Piesa cu picior. Am venit acasă, la emisiune și acasă, pe picior. Cort. Repetă, așa deci, îmi place. Când vin acasă și se repetă, adică nu se stă. Și se repetă și fără mine. Lumea muncește. Deja la mine a venit Crăciunul. Tău nebun. Grație de mami la televizor. Grație de mami. Cum dansează mami? Hai aici, în față. Acolo, ia. Cum dansează mami? Du-te acolo. Cum dansează mami? Ia. Cum dansează mami?
Luța îi place să danseze, după cum vedeți. Când ne vede că repetăm, dansează și ea. 4, 5, 6, 7. E fascinată de pe Sus! Hop așa! Sus, ridică-te! Și hopa, hopa! Yeah! Cu asta, Julie, facem partea aia, am văzut. Că găiți, ai grijă, ră! Deci, după 3 zile de filmări, eveniment, am venit în sfârșit acasă, petrec timp cu Iluța. Merge! Nu merge? Nu merge sunetul? Îl facem să meargă sunetul, stai așa că trebuie să facă. Uite că merge, zice culorile. Ce culoare e aia? Ce culoare e? Wow! Wow, e maro! Cântă! Păi, aoleu, ce e în spatele meu? Ce-a făcut? Bighe! Aoleu, ce-ai făcut? Ela, ce-ai făcut pe perete? Ce-ai făcut acolo, Ela? Ce-ai făcut acolo? Ai! Ai făcut un fluturaș? Arată mai degrabă ca un dinozaur, un mamut, nu ca fluturaș. Cum să fie fluturaș? Ce bun e!